Salut, eu sunt Vlad, la un nou episod. Azi vom vorbi despre Porsche Taycan. Motivul pentru care vom vorbi despre această mașină este acela că am fost la București, am avut ocazia să testez această mașină în ideea în care poate o voi cumpăra. Aveam un client hotărât să cumpere mașina mea, aceasta a fost pusă la vânzare pe mobile. Omul mi-a trimis contractul, datele de la firma lui și urma să-mi lase un avans de 500 de euro până când își programează vizita în România, venind cu planul să achite mașina și să plece cu ea pe roți. L-am oprit pe acesta din a-mi plăti avansul până când am șansa să testez această primă, nouă mașină electrică de la Porsche și l-am rugat pe om să nu mai îmi trimită banii. M-am răzgândit, n-am mai vândut mașina. Și în episodul de azi vom vorbi de ce nu am mai vândut mașina mea și vom compara Porsche Taycan Turbo S cu Tesla Model S Performance. Practic vom compara the best of the best din ambele tabere și vom vedea care mașină este mai potrivită pentru mine, care mașină este mai potrivită pentru voi și ce regăsim mai bun la o mașină față de cealaltă și invers. Mama mea m-a învățat că înainte să spun cuiva niște lucruri care nu îmi plac la persoana respectivă, să încep să spun niște lucruri care îmi plac. Așa că voi începe acest episod cu lucrurile care îmi plac cel mai mult la Porsche, respectiv interiorul, gauge clusterul și scaunele. Prima impresie când am intrat în acest Porsche Taycan este că poziția la volan este mult mai joasă și totul are un aer mult mai sportiv. De când pui mâna pe acest volan, și dacă observați aici are aceste tăieturi, spațiu liber, foarte frumos și airbag-ul având o amprentă așa de mică, prima senzație pe care o ai este că e o mașină sport, este că e o mașină de circuit. Prima senzație pe care o ai când urci în Model S Performance este aceea că urci într-o mașină de familie, un sedan, o mașină practică. Aceasta de departe pare mult mai sportivă. Avem aici o serie de date tehnice. Avem versiuni de la 435 de cai la 625 de cai, de la 640 de newton la peste 1000 de newton la Taycan 4S, fiind versiunea de bază, și Taycan Turbo S. Probabil cea mai populară versiune va fi Taycan 4S Performance Battery Plus, care vine cu ceva mai mulți cai, un cuplu semnificativ de 650 de Nm, dar cu o capacitate mai mare a bateriei. Frica cea mai mare a celor care vor cumpăra această mașină este lipsa confortului de a alimenta în câteva minute. Însă sunt sigur că Porsche va putea introduce un nou public, un nou segment de piață către mașinile electrice. Și vorbim aici de oameni poate cu o vârstă ceva mai ridicată. Tesla pare foarte mult o mașină orientată către geeci, către tineri, către oameni pasionați de tehnologie, nu neapărat oameni pasionați de mașini sport, pasionați de curse, pasionați de tuning. Porsche va schimba puțin piața mașinilor electrice și va introduce această mașină către un nou public, către care cred eu că Tesla încă nu a avut acces. Interiorul acesta cu un ecran mare pe mijloc și cu spațiu dedesubt îmi amintește de 918 și acela venea cu o consolă centrală, cu un display mare în zona aceasta. Porsche Taycan pare că duce totul la un nou nivel și avem un ecran, două ecrane, 3, 4. Astfel că avem o digitalizare maximă a ceea ce până acum Porsche punea în format analog pe mașinile lor. Multe butoane, butoane de calitate, să-ți facă plăcere să le atingi. Ce reușește să rămână în continuare analog este acest ceas. Foarte, foarte frumos. Cei pasionați de curse
vor aprecia acest detaliu. Dă o notă sportivă mașinii și te face să te simți ca într-un Porsche, te face să te simți ca într-un 911. Față de ceea ce suntem obișnuiți să regăsim pe Tesla, avem mult mai multe opțiuni, mult mai multe versiuni de personalizare a stilului de condus și a modului în care mașina răspunde. Ce e de asemenea puțin interesant e că aici avem touchscreen, iar aici avem un touchpad care controlează același touchscreen. Destul de inutil, aș spune, dar destul de interesant. Încerc să-mi dau seama dacă aceste ornamente din interior sunt într-adevăr carbon. Sună ca și cum ar fi carbon, le compar cu ochelarii care sunt din carbon. Pare într-adevăr că am avea ornamentele de carbon, însă acest mâner, deși este din metal și se simte bine, pare că aici este continuat cu plastic. Avem de asemenea acest plastic lucios care se va umple de amprente în zona controalelor pentru geamuri și oglinzi și de asemenea același plastic lucios și aici. Mult plastic lucios și pe bord, pe care cu siguranță nu vrem să punem mâna, se va umple foarte repede de amprente și zona aceasta deja este plină de amprente, însă e posibil să arate mult mai bine când folia va fi dată jos și vei pune degetul direct pe sticla display-ului. În momentul de față, foliile acestea au rămas pe mașină, mașina fiind nouă, și e posibil ca acestea să rețină amprentele mult mai tare. Când mă uit la acest cadru, mă gândesc că aproape aș putea fi în Tesla. Avem un plafon gigantic de sticlă, avem o mașină electrică, însă ceea ce mi-ar fi plăcut să am pe Tesla, și am și spus în clipul în care v-am spus lista de lucruri care nu-mi plac, mi-ar fi plăcut să am opțiunea cel puțin să aleg un pachet de scaune mai sportive. Aceste scaune au un design mult mai sleek, nu sunt așa de groase, sunt mult mai subțiri pentru a oferi mai mult spațiu celor din spate și au un aspect foarte, foarte sportiv. Mi-ar fi plăcut, probabil există această opțiune, să aibă cusăturile într-o anumită culoare, în verde, în albastru, în culoare exterioară, în roșu, însă mi-ar fi plăcut și în Tesla să am cel puțin opțiunea de a pune un pachet de scaune mai sportive. Mi-ar fi plăcut plafonul și stâlpii să fie îmbrăcați în Alcantara, nu în acest material textil. Pare destul de ieftin acest material la atingere, nu mă impresionează așa de mult. Suntem obișnuiți din supercaruri să avem atât bordul, cât și plafonul și stâlpii îmbrăcați în Alcantara și mi-ar fi plăcut să regăsesc asta și la Porsche. Ciudată alegere să pun acest material. Deși nu am avut ocazia să testez Porsche Taycan Turbo S, vom configura pe ecranul calculatorului meu cea mai puternică și bună variantă de la Tesla, cea mai puternică și bună variantă de la Porsche și vom vedea diferența de performanță, diferența de preț și de asemenea puțin feedback din orele pe care eu le-am petrecut în această mașină și experiența pe care o am reușit să o dobândesc conducând-o atât pe autostradă cât și în oraș. Am ales să configurez două mașini cât se poate de similare. Porsche Taycan Turbo S și Tesla Model S Performance. Am ales aceleași culori, aceleași dimensiuni la jante și am ales minimul de opțiuni de pe Porsche pentru a menține nivelul de echipare similar cu Tesla. Ce pot încă de la început să vă spun este că pe Tesla avem 3 variante de jante, 5 variante la interior de combinații, de culoare, mai avem 5 culori și full self-driving care nu există la Porsche. Rezultă o mașină care costă 110.000 de euro și are o autonomie de 593 de kilometri. Cu același standard cu care s-a stabilit această autonomie, Porsche Taycan Turbo S are o autonomie de doar 320 de kilometri.
Porsche are o mai bună performanță 100 la 200, având două trepte de viteză. Tesla are o mai bună autonomie 0 la 100, având o singură treaptă de viteză. La Porsche avem foarte multe opțiuni care pot face ca această mașină să fie unică pentru noi și să îndeplinească toate plăcerile noastre, de la culoarea centurilor de siguranță, culoarea cheii, care e o opțiune de 300 de euro dacă dorești mașina să fie vopsită în culoarea cheii. Avem opțiuni pentru absolut orice. Însă eu am încercat să configurez cele două mașini similar și prețul final a fost acesta: 205.000 € pentru Turbo S, TVA inclus, și 91.000 € pentru Tesla fără TVA. Asta înseamnă aproximativ 110.000. Atunci când alegem Tesla, aceasta vine și cu încărcare gratuită pe viață la stațiile acestora, pe când încărcarea la Turbo S va trebui să o faci unde poți și va costa. Acum, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, marea diferență între aceste două mașini este aceea că una parcurge o distanță aproape dublă decât cealaltă și are mult mai mult spațiu pentru pasageri și bagaje. Cealaltă, respectiv Taycan S, merge foarte bine de la 100 la 200. Se laudă ei că ar fi mai sportivă. În experiența mea de condus de peste 100 de kilometri, nu pot să spun că mi-au conferit o senzație de mai bună sportivitate sau mai multă stabilitate. Am condus-o pe autostradă și în oraș. Pot să spun personal că Tesla mi oferă o senzație de mai multă sportivitate, mai multă stabilitate în viraje, se înclină aproape nesemnificativ, mi se pare absolut incredibilă mașina. Pe când Taycan Turbo S, nu știu dacă are aceeași stabilitate în viraje, deși aceștia pun accent tocmai pe sportivitate, însă vă pot confirma că ambele mașini sunt extraordinare. Mult mai brutală Tesla de la 0, mult mai rapid Taycan de la 100. În cazul meu, mie nu-mi place să accelerez de la 100 la 200, adică nu sunt genul de șofer care merge cu top speed, să merg cu 260, viteza maximă a mașinii, însă când vine vorba de Tesla, îmi place mult mai mult acea brutalitate pe care aceasta ți-o oferă până în 150 la oră și acea brutalitate mă impresionează mult mai mult. Dacă dorești să cumperi o mașină pentru weekend, Porsche Taycan Turbo S e o mașină excelentă. Nu cred că poți să folosești această mașină pentru fiecare zi, deoarece marea problemă cu această mașină este autonomia și locurile de încărcare. Dar Tesla însă poate să fie mașina principală a familiei tale, pentru că oferă și performanță și autonomie de 593 de kilometri și mult mai mult spațiu de depozitare. Acum, dacă ar fi să aleg eu o mașină și ar trebui să aleg între cele două mașini, fără nicio problemă aș alege Tesla. Mi se pare de departe o alegere mai bună. Costă jumate și îți oferă autonomie dublă, încărcare gratuită pe viață, performanță similară. Dacă însă ar fi să aleg între Porsche și oricare altă mașină, probabil m-aș orienta către un model pe benzină, ținând cont că voi conduce această mașină doar în weekend, nu îmi voi face griji de poluare. Mașinile pe benzină încă au niște norme de poluare foarte avantajoase față de diesel, iar dacă oricum voi face puțin kilometri, nu văd nicio problemă pentru care să nu aleg o mașină pe benzină. Deci, dacă mă întrebați pe mine, Porsche Taycan este o mașină care nu se încadrează niciunde. Costă ca și modelele de top 911, însă îți dă toate bătăile de cap a unei mașini electrice. Una deja a luat foc, deci nu știm cât de fiabilă este această mașină, pe când modelele de la Tesla le avem de peste 8 ani pe piață și știm ce probleme de fiabilitate și cât de des necesită service. Dacă Taycan va fi o mașină care se va strica mai des și va avea mai des nevoie de service,
Nu va fi o problemă pentru că vom putea repara această mașină în România, atât în București cât și în Cluj. Dacă Tesla va avea nevoie de servis, avem un servis neoficial contra cost la București și un servis oficial pe garanție la Viena. Eu care sunt din Oradea prefer să merg până la Viena decât să merg până la București, însă depinde foarte mult de zona în care stai. Unii vor spune că Porsche este o mașină mult mai frumoasă și asta ține foarte mult de gust. Însă, în experiența pe care eu am avut-o cu ea de câteva ore și peste 100 de kilometri de condus, pot confirma că interiorul acesta este foarte, foarte frumos, foarte sportiv și mult mai bine gândit pe gustul unui pasionat de viteză. Însă, Tesla vine cu un interior foarte minimalist, cu materiale de foarte bună calitate, care nu se va demoda în timp. Mai mult de atât, n-aș putea să spun decât că ține de gustul fiecăruia, dar trebuie să comparăm distanța pe care o putem parcurge cu încărcare și costul acestor mașini. Cam aceasta a fost experiența mea cu Porsche Taycan și cam acestea sunt gândurile mele când vine vorba de comparația dintre acesta și Tesla Model S Performance. N-am mai acceptat avansul de la cumpărătorul interesat pentru că nu e nicio șansă ca eu să schimb mașina mea pe această mașină. Însă mă bucur că avem concurență la Tesla și îmi doresc ca cei de la Porsche să facă mașini cât mai bune și cât mai ieftine, astfel încât să-i provoace pe cei de la Tesla să îmbunătățească tehnologia lor cu viteză cât mai mare și să facă produsele lor la prețuri cât mai bune. Momentan, Tesla pare că nu are concurent, iar produsele lor sunt imbatabile când vine vorba de o opțiune electrică.